cafeaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață la Piatra Neamț, la Mesagerul de Neamț, știri din Neamț, în direct. Suntem la final de lună iulie, 28, este joi, este Liviu Harbuz în emisiune. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu. Bănuiesc că sunteți obosit după întâlnirea de ieri. Da, epuizantă, dar foarte eficientă. Nici m-a lăsat să spun care întâlnire. Păi nici eu nu știu exact despre care vorbesc. Dar toate sunt epuizante. Și eficiente. Și eficiente. Bun, atunci nu mă refer la întâlnirea, măcar cea virtuală cu cei de la APASER, mă refer la întâlnirea cu locuitorii din Băleni. Unde ați fost împreună cu domnul primar și cu cine încă? Nu, domnul primar a fost împreună cu mine și cu ca să respectăm ierarhia, da. Cu toți factorii responsabili din primărie, fie director, fie șef servicii, fie reprezentanți ai diversilor șef de servicii. Au fost prezente și societățile. Ați vorbit de factori responsabili, au fost și viceprimarii? Nu. E ok, atunci este ok fraza. Deci, trec peste nuanța de ironie. Viceprimarii chiar aveau alte responsabilități. Vorbim serios, chiar a fost o întâlnire foarte eficientă. Asta în lumina ultimilor schimbări din cartierul Băleni. Știți bine că după... Ați referit 20... la lumină din cauza becurilor. Exact. Noi. Odată iluminat un Băleni, care pare un lucru simplu, dar a fost un lucru foarte complicat. Primarul mereu a fost preocupat de faptul că acolo nu e lumină. Avem un grad de infracționalitate foarte ridicat în zonă, cu factori de risc pe care știm cu toții, cauzați de anumite grupuri care nu se bucură foarte mult de lumină, dar mă rog. Care nu se bucură nici de lumină, nici de tot ce înseamnă modernizare. Locul de joacă a fost devastat. Să nu uităm că avem în administrarea locativului încă, pentru că a trecut în administrarea primăriei, deci suntem în perioadă de tranziție. Avem locuințe sociale distruse în proporție de 99%, adică ele impun demolarea. Desigur, nimeni nu e responsabil. Desigur, în continuare avem situații în care persoane asistate social au stat în astfel de locuințe, le-au distrus, au plecat în Germania. Noi, între timp... Au muncit cinstit. Nu știu cum au muncit, n-am nicio dovadă că au muncit cinstit sau necinstit. Cert este că nu s-au manifestat cinstit față de primărie, față de locativ, față de societate. S-au întors după ce au distrus aceste locuințe și foarte indignați că nu mai au aceste locuințe, cer din nou locuințe sociale. În același timp, și asta e un fenomen, dar am să revin la el atunci când o să vorbim despre locativ puțin, sper, și despre ceea ce înseamnă locuințe sociale sau ANL-uri. În același timp am cunoscut și este impresionant. Am studiat puțin structura cetățenilor din Băleni și avem o categorie de oameni educați, o categorie de oameni onești în relația cu autoritățile statului, de oameni gospodari, pentru că am văzut cum își îngrijesc locuințele și nu numai la interior, mă refer aici și la spațiile exterioare. De altfel, solicitările de multe ori sunt atât de mici încât te mir cum de ele nu au putut fi atinse, realizate în ultimii 10 ani. Adică o familie, două familii de fapt, care locuiau pe același palier și care și-au făcut așa o oază verde acolo. Și ne-au spus că au dorit și ei o bancă. Sunt 7 copii în 2 apartamente, 4 cu 3, și ar dori și ei un sistem de ăla, știți, cu 2 băncuțe și o masă. Și s-au rugat de primărie 10 ani și nu au primit. Ei, mâine vor avea acele bănci. Mi s-a părut un lucru atât de mic, dar atât de important pentru o familie care chiar își dorește să-și educe copiii, să-i trimită la școală. Mama m-a impresionat, în ultimii 10 ani nu au avut nicio datorie la stat, la locativ,
atunci când vorbim de utilități, erau cu plățile la zi. Sunt probleme de structură atunci când vorbim de construcții, în sensul în care scările alea care urcă la etaj, la toate blocurile, fiind într-un lemn de proastă calitate, din rășinoase, sunt distruse. Ieri s-a pus la punct un program de schimbare treptată, eșalonată a acestor trepte, pentru că sunt bătrâni, sunt persoane cu dizabilități și chiar sunt în pericol. O altă problemă minoră altfel, dar care de astăzi va începe și probabil până la sfârșitul săptămânii viitoare va fi finalizată, toți biscuiții, pavajele alea din jurul gurilor de canal au coborât foarte mult, capacul de beton de la gura de canal fiind ridicat. Diferență foarte mare. Sunt foarte multe accidente în sensul în care copiii se împiedică mereu, mai ales ăștia mici. Chiar ieri am asistat cum un copil iese din casă, are canalul fix la ieșirea pe scări și cade în nas și se lovește. La fel va fi... Ele pare lucruri minore, dar foarte importante pentru oamenii care locuiesc acolo. Desigur, probleme de spații verzi, probleme de... E un drum acolo între aceste vile, care nu este asfaltat și dacă trece o mașină, lasă un nor de praf. Oamenii își usucă hainele pe balcoane, nu mai pot deschide geamurile, nu mai pot aerisi din cauza acestui praf. Se va interveni și acolo, se va interveni cu refuz de freză și astfel vom reuși să eliminăm și acest factor și poluant și de stres. Și multe altele, am fost apoi Măgura-Cernegura, pe niște drumuri, drumuri care sunt afectate de torenții de apă, unde nu există corecții pentru torenți, corecțiile pentru torenți fiind în sarcina altor instituții, respectiv a Ocolului Silvic, nu a primăriei. Dar, la fel, căutăm soluții, am găsit o soluție pentru drumul de acces. Bun, acum mai e un fenomen și eu le-am povestit ieri oamenilor de acolo, ceea ce s-a întâmplat la Anic Coandă în aeroportul din Băneasa. Deci la început, acum 23 de ani, câțiva și-au construit niște case în jurul aeroportului. Desigur, respectând zona de securitate. Apoi s-au gândit unii să facă un cartier ANL și au făcut 2000 de case în jurul aeroportului. După care, toți locuitorii din cartier au reclamat aeroportul că face zgomot, că avioanele fac zgomot și au cerut desființarea aeroportului. Bun, e aproape o situație similară cu aici. Ai văzut un teren sau ai moștenit un teren sau ai cumpărat un teren în vârful sau, muntelui. Sau n-ai niciun act și ai construit. Păi nu. Aici revin. Și ai construit, poate, fără autorizație, n-aș vrea să acuz pe nimeni, că nu le-am verificat autorizația. Au fost fără autorizație, am scris noi anii trecuți. Dacă mă întrebați pe mine, acele case s-au făcut forțat, oamenii având acolo un petec de pământ, zona este mirifică, chiar am fost, avem un prieten nou în echipă, în echipa domnului primar, care a stat 12 ani în Irlanda. Și acum a venit și chiar experiența lui este foarte folositoare și ne mai aduce cu picioarele pe pământ apropo de cum se administrează Irlanda sau Țara Galilor sau Scoția și ce se întâmplă aici. Și ne era așa, zice, Doamne, să stai aici, păi raiul pe pământ. Zic, da, dar are ce un curte. Și ce? Nu poți să-ți amenajezi, nu poți să faci o fosă, nu poți să intervii. Bun, oamenii foarte supărați când de ce nu le facem canalizare, de ce nu le facem drum, așa cum spuneam, sunt case aruncate pe un deal, nu există o sistematizare pentru corecția curenților sau măcar niște rigole pe care apa să curgă pe acele șanțuri pe lângă drum. Le-am face poate, dar nu avem unde pentru că n-au păstrat, că n-au făcut gardurile distanța și sunt niște normative pe care nu le poți încălca. Și o să revin și la normativă, că e o altă obsesie de an. Bun, cam asta este situația pe care am găsit-o. În zona Măgura-Cernegura, mai ales că acolo este și pârâul care inundă mereu, nu s-au mai făcut amenajări de pe vremea lui Ceaușescu acolo în zonă. Dar ce mi-a plăcut, oamenii proactivi au ieșit în stradă toți, au fost foarte mulți oameni, au vorbit pe rând, au ascultat, au luat contacte de la cei din primărie.
Noi ne-am luat niște angajamente pe o agendă clară și cu responsabil pe fiecare zonă, fie societate comercială, fie directori din direcțiile din primărie. Cu alte cuvinte, a fost un succes. Și cred că modul în care primarul Carabela comunică pe acest canal este foarte bun și am mai observat ceva și cred că dumneavoastră, care sunteți un fin analist, o să luați în calcul acest lucru, deși dumneavoastră mi-ați spus de multe ori că mai lăsați-mă cu Facebook-ul, că nu vă uitați ce scriu aia pe Facebook. Uitați-vă la firul ierbii, uitați-vă la oamenii străzi. Aveți dreptate. Deci am constatat că nu are nicio legătură povestea de pe Facebook, ce se povestește, ce se comentează, ce se scrie în Facebook cu realitatea de acolo, pentru că oamenii ăia nu intră pe Facebook. Desigur, sunt copiii care au telefoane și care googlesc care toată sunt ziua total neinteresați. Și care sunt total neinteresați și care nu au comunicarea necesară cu părinții pentru a informa, adică să folosească gadgetul și pentru a-și informa părinții. Cert este că această comunicare este mult mai eficientă, feedback-ul este mult mai puternic și cred că astfel de întâlniri trebuie să aibă loc la un moment dat chiar săptămânal. Oamenii sunt șocați, dom'le, dar ce cauți aici? Că n-a început campania electorală. Aici este marea pentru problemă. Pentru că oamenii s-au obișnuit să fie vizitați de autorități doar o dată la 4 ani în campania electorală. Poate știu ei ceva. Da. Nu. Repet, acum lăsând de profilul la o primarului Carabela nu este un profil de politician. Și am să spun asta de 1000 de ori. Stau lângă el 8 ore sau 10 ore pe zi și chiar sunt impresionat de preocuparea pentru partea de administrație și mai puțin, și am să vă spun ceva. El suferă foarte mult în activitatea dânsului pentru că nu se gândește și la jocurile politice și s-a văzut că de câteva ori a căzut în capcane politice pentru că a fost atent mai mult la partea administrativă decât la partea politică. Bun, revenind la ce spuneați înainte, faptul că oamenii se miră că vine primarul în afara campaniei electorale arată că exista acest obicei păgubos de a veni, doar a promite și a merge mai departe. Dacă mâine apare băncuța respectivă, sunt niște oameni câștigați și nu numai ei, și cei din jurul lor. Ce garanție avem că lucrurile astea se vor întâmpla? Păi foarte simplu. Dincolo de faptul că au fost persoane nominalizate, responsabilizate pe fiecare obiectiv pe care l-am discutat, începând cu băncuța. Pare, repet, nu, pare nu, ceva... Nu este deloc ceva neimportant. Pentru oamenii ăia, mă uitam cum copiii se bucurau că vor avea bancă și se certau, o punem aici, tăiem copacul ăla. Vreau să vă spun că a fost și expertul pe zona verde de la Urban, care, bine, a fost foarte haios că a început să le explice în limba latină cum se numește fiecare copac. Și se uitau la el, copiii, zice, oare ce-o fi vrut să spună? Da, asta este adică, o altă problemă. Exact. Modul în care discuți cu oameni. Absolut. După aia, fiind foarte tânăr și fiind un bun specialist, nu l-am certat și nici, adică chiar e un om bine intenționat. E foarte didactic, așa, pentru că vine de la Cluj, a fost, cred că, șef de promoție, e un băiat foarte pasionat. Și mă uitam cât de atenți erau toți la ce le explica, bine, după ce a sărit denumirile în limba latină a plantelor, și le explica care sunt... A trecut din latină în latina vulgară. Da, a trecut în latina vulgară sau bulgară câteodată. Și le explica care sunt plantele parazit, de ce nu e bine să stea trandafirul cu piersicul, că uite, a crescut trandafirul în piersic. Și mă uitam că oamenii chiar aveau nevoie de aceste informații și le plăceau aceste informații. Pentru că nu-i bagă nimeni în seamă, nimeni nu le explică. Este lucru pe care îl spun de 15 ani în piatra. Au nevoie de dialog cu autoritățile, au nevoie de educație, sunt dornici de educație, sunt preocupați mulți dintre ei ca și copiilor să meargă la școală într-un mod sistematic. Mai au o problemă majoră, transportul, pentru că firar să fie primăria Piatra Neamț este una, cred că, singura primărie din România care nu-și controlează transportul, nu-și controlează sănătatea, nu-și controlează alimentarea cu apă. Deci acești trei piloni care sunt esențiali pentru existența unui oraș. Nu poți să faci administrație dacă nu controlezi, dacă nu reglementezi
și dacă nu ai în administrare toate aceste lucruri. Pentru că noi depindem ba de apa serv, ba de troleibuzul, adică e noaptea minții. Noi răspundem și ei fac ce vor. Bun, da. Există soluții și pentru asta. Există soluții politice. Pentru că nu va ceda niciodată Consiliul Județean apa serv, nu va... Și pentru ce? Pentru niște lucruri bărunte. Pentru că dacă urmăriți, dar nu dumneavoastră, ci cei care ne privesc, nu asta a scris de zeci de ori, domnule, e important de cine e naga, important e cine e în CA, important e cât are indemnizație, important e ce sinecuri politice mai facem pentru important unul cine cine e soțul sau soția cuiva. Nu mai vorbim. Bun, aici am găsit, știți, eu când am venit în Piatra Neamț după 40 de ani, chiar am discutat cu noastră și vă spuneam, domnule, mi se pare aberant să văd că în aceeași primărie, știți că era gluma aia... Familie. Că nu au voie să se combine, că va fi consanguinizare. Că tată, fiul... Da, bun. Familii întregi. Până la urmă am găsit tot analizând și uitându-mă pe instituții. Pentru că acea situație este și în primărie, să știți, nu numai la Consiliul Județean, să fim cinstiți. Soț, soție, fică, mamă... Să nu enumerăm acum că... Sunt lucruri mai importante și am plecat de la transport și o să vă spun ceva despre transportul din Băleni. Toate lucrurile astea... Eu am rămas așa. Da, bine că n-ați rămas așa. Sau așa. Toate lucrurile astea vreau să vă spun că se întâmplă pentru că orașul e foarte mic. Iar oamenii se rotesc. Orașul este foarte mic. Și am să vă spun acum, sunt și situații, într-adevăr, de sinecură. Dar sunt familii care sunt soție, sunt performanți pe domenii diferite și se întâmplă, se poate întâmpla oriunde și în Statele Unite se întâmplă și acolo se întâmplă sistematic. O familie cu tradiție politică își crește copiii, să devină politician, să-și urmeze părinții în sistemul administrativ sau politic. Dar să revenim la Vălen pentru că e foarte important. În timp ce trebuie să vorbiți, eu comand o cafea. Am uitat să-mi iau cafeaua în emisiune. Dacă vreți, vă pot comanda și un croissant din piață. Nu, croissant, o cafea. Vă rog. Bun. O cafea pentru domnul Bălănescu și repede. Problema transportului la Văleni este una care aduce elemente suplimentare față de transportul public din oraș. De ce? Fenomenul infracțional este foarte ridicat. Oamenii suferă în confruntarea cu anumite găști, cu reprezentanții unor etnii. Adică sunt probleme foarte mari și oamenii au cerut securitate. Inclusiv șoferii de pe aceste microbuze au cerut securitate, protecție și asigurarea ordinii publice. Oricât a încercat poliția locală, nu s-a reușit, pentru că până vine o mașină de intervenție până în Băleni, care ajunge în 20 de minute din oraș, ajunge prea târziu. Poliția locală, acum avem patrulare, propunerea mea a fost să fie un post permanent acolo, care să fie cu un efectiv mai crescut. A mai fost. Dar repet, eu cred că avem nevoie de jandarmi, eu cred că avem nevoie de o forță mai eficientă și mai cred că dacă poliția locală vrea să se implice și se va putea implica, pentru că trebuie să fim atenți puțin la bugete, la legislație, aceste microbuze care merg în Băleni, unde avem o situație specifică, să fie însoțite de un reprezentant a unei instituții care apără ordinea publică. Este obligatoriu... Cel puțin de la o anumită oră. Bine, într-un interval orar. Nu vorbim când circulă. Și mai ales când vin copiii de la școală. Adică mi-au povestit niște scene teribile și chiar șoferii de pe microbuze care până la urmă ar putea zică eu îmi fac treaba, îmi iau banii, la revedere, nu mă implic. Oamenii au nevoie de dialog, oamenii au nevoie de soluții, ei au foarte multe nevoi. Ce am mai descoperit ieri și a fost extraordinar, au început să devină conștienți. Adică nu mai cer aeroport, nu mai cer piscină, bazin olimpic la Băleni. Au ajuns, bine, au și obosit probabil în ultimii 20 de ani. Speranțele lor s-au năruit când a picat proiectul cu pușcăria.
Că acolo era un proiect mare de pușcărie promovat, s-au și votat, au fost hotărâri de Consiliul Local, tot. Și da, până la urmă, având în vedere că starea adevărul de infracționalitate este, a scăzut... Că funcția creează organul. Exact. Într-un nivel atât de ridicat de infracționalitate în județul Neamț, aveam nevoie de a fost propunerea lui domnul Gheorghe Ștefan la vremea respectivă. Știa el ce știa. Da, și adică, da, acum, între timp, cred că a picat. Nici nu știu care e stadiul acelei hotărâri de Consiliu. Eu, cinstit, nu știu absolut nimic despre această poveste. A fost. Dar ce vreau să vă spun este că oamenii au devenit raționali în sensul în care îi spuneau, domnul primar, am înțeles că nu puteți aia, că aia nu se poate, că e nevoie de timp. Primarul este un om așa foarte descriptiv când e vorba de discurs și le-a explicat cam cât durează o procedură ca să bagi, să canalizezi cablurile în pământ, apropo de stâlpii care au fost instalați. Și când au auzit ei că durează între 12 și 16 luni, procedura doar de inițiere până bugetare, studiu de fezabilitate, toate procedurile astea durează enorm. Și asta nu fac decât să mărească birocrația în care trăim și, desigur, să întârzie foarte mult. Ideea este că au fost acum inițiate foarte multe soluții pentru rezolvarea problemelor. Oamenii au și deadline-uri, au date la care noi ne-am luat angajamentul că vor fi gata lucrările pe care le-am promis. Aici mă refer la cele care nu necesită mari proiecte și mari investiții. Da. Este singura soluție de a afla exact care sunt problemele din oraș. Altă soluție nu aveți. Da. Deși de multe ori primarul nu e niciodată deranjat, nu știu, are un nivel de suportabilitate pe care eu îl invidiez, poate pentru că e și foarte tânăr și așa e profilul lui, știe să gestioneze chiar și, erau persoane în stare de ebrietate acolo, erau toate categoriile. Erau persoane agresive, știe să gestioneze și are, stăpânește arta dialogului și în condiții, aș putea spune, haotice, în care la un moment dat toată lumea vorbea, toată lumea vocifera, nu s-a ferit nici să ridice vocea și să facă liniște și într-adevăr, am stat, gândiți-vă că am ajuns acolo la ora 6, da, la 6 fără 10, și aseară când am vorbit cu dumneavoastră era deja 9 și jumătate. Da, atunci am terminat. Adică se noptase și noi am fost și pe munte și prin pădure. Oamenii foarte drăguți, mai ales cei care n-au decât veceu în curte pe străzile aia. V-au invitat. Măgura și Cernegura ne-au invitat. Ba unii chiar au zis, domnule, vă invităm la un grătar pentru că, repet, nu știu cum stau cu canalizarea, nu știu dar cum... Dar rest au de dacă toate. Vedeți cum și-au amenajat pentru grătar, pentru partea de entertainment, ca să zic așa, extraordinar. Eu zic să mai mergeți. Acum, o întrebare. Sigur voi merge. O întrebare. Despre școala din Vălen ce v-au zis? Nu au fost ridicate foarte multe probleme, dar știți că de școala de Vălen ne ocupăm în mod special și o spun la dumneavoastră în premieră. Prin relațiile pe care le-am la Bruxelles, începând de astăzi, voi lega de un ONG puternic care lucrează pentru școli în toată Europa, de la Bruxelles și care a lucrat, acum lucrează foarte puternic în Ucraina. Voi oferi sprijin pentru câteva școli, apropo de investiții și apropo de soluționare a unor probleme, începând de la partea de infrastructură școlară, partea de educație, chiar ușor curiculă îmbunătățită, mă refer aici la opționale. Chiar mi-am propus să vadă că se poate și altfel și cred că prezența unor persoane din alte țări ale Uniunii Europene în școala din Vălen sau în alte școli, pentru că eu vreau să fac un program care ulterior să fie extins, va folosi mult. Da. Bine, asta dacă nu se întâlnesc belgienii între ei și, știți, bancul... Cunoaște. Da. Cunoaște. Bun. Haideți să ajungem la o chestiune arzătoare la ordinea zilei. Ce se întâmplă cu lucrările începute de la podul de aici, de la piață, până la intersecția aceea de la regiment?
s-a vorbit despre faptul că Apa Servu a pus o... În urmă cu 2 ani de zile, dumneavoastră ați prezentat în emisiune într-un mod extrem de obiectiv. Chiar dacă nu se poate așa ceva. Au fost elemente care m-au deranjat personal, dar mi-am dat seama că sunt subiectiv din poziția și prin, nu știu... Am greșit eu în emisiune, la un moment dat am spus și după aia m-am corectat, dar nu suficient de clar, apropo, că probabil m-am gândit la responsabilități directe când vine vorba de lucrări, am vorbit despre domnul Muscalu în loc să vorbesc despre domnul Carabelea. Dar m-am corectat. N-am prins nuanța, nu vreau să o prind, este din nou o provocare. Nu este nicio provocare. Greșelile dumneavoastră în sensul ăsta sunt de multe ori intenționate. Mi le-am asumat. Bun, dar nu asta am observat. Am observat obiectivitatea, repet, și într-adevăr ați prezentat situația așa cum dumneavoastră în mod analitic o faceți de foarte multe ori. Enervant de foarte multe ori. Enervant de analitic. Enervant de exact. Bun, deci acum 2 ani. Acum s-a dat un aviz. S-a primit un aviz de la APASERV atunci când s-a pus problema inițierii acestor proiecte, finanțării acestor proiecte. Ca să recapitulăm, sunt cele 3 proiecte de coridoare de mobilitate urbană care implică foarte multe elemente de smart city, adică de trafic inteligent. Poate vorbim și de ce sunt 15 semafoare într-o intersecție sau doar 15 stâlpi. De fapt, este principiul de unul din principiile de bază de modernizare a unui oraș pentru a-l aduce la nivel de smart city. Bun. Povestea coridorului de mobilitate a devenit subiect de dezbatere publică. E bine, e rău. Unii zic că e rău, alții zic că e bine. Unii zic se întâmplă ceva măcar în Piatra Neamț. Foarte bine, dumneavoastră ați sesizat și o repet pentru că asta este realitatea. Chitic la vremea aceea nu și-a pus problema să facă un sistem integrat. Deci nici vorba de smart city, de sistem integrat. Absolut. Nu s-a gândit la nimic. El s-a gândit cum să mai găsească bani de asfaltare. Pe bună dreptate, un primar își dorește să identifice surse de finanțare pentru asfaltare, pentru că, din păcate, infrastructura rutieră e o problemă în România. Nu trecem acum la autostrăzi, că ne culcăm noi a capul. Și atunci proiectul a fost făcut într-un mod superficial. Așa, și la momentul acela, deci în 2020, a venit acest aviz de la APASERV, aviz care nu scria, în mod normal când e un aviz condiționat, se scrie sus aviz condiționat. Ei, acolo scria aviz, dar... În rândul, vă spun eu că l-am în față. Cu îndeplinirea următoarelor condiții. La 7, precizăm că în zona de rolă există conducta așa și ne explică amplasarea conform planului sanitar cu durată de viață expirată ce necesită locuirea în cazul execuției acestui proiect. Bun. El trebuia să fie aviz, nu așa cum a fost aviz favorabil, că așa este el intitulat, aviz condiționat. Și după aia, ceea ce e foarte important, proiectul relocării conductei de apă potabilă, care are diametru de 300 de mm, va fi prezentat spre avizare Consiliul Județean APASERV respectiv. Acest lucru, de fapt, cu asta ar fi trebuit să înceapă. Pentru că în momentul în care vii cu un sistem integrat, nu vii și mai ales în condițiile în care nu ai apă, vorbesc în numele primăriei, nu ai apă, nu ai, cum îi zice, compania de apă. Nu ai compania de apă în subordine. Infrastructura de apă aparține Consiliul Județean e proprietar, dar administrată de APASERV. Nu poți să faci nimic, pentru că nu e a ta conducta de apă. Dar în baza principiilor, pentru că aici intervenim, mai este un player, un jucător în toată povestea asta, mai este ADR-ul, care ADR-ul mereu a fost consultat. Și noi am mers la ADR și am întrebat. Dom'le, ne afectează proiectul în vreun fel? Concluzia ADR-ului și pe bună dreptate, pentru că e un factor de logică, a fost... Nu se va mai putea face niciodată conducta pe mijlocul carosabilului, pentru că aia este o conductă de FI500, de FI800, pe care nicăieri în lume nimeni nu mai scoate. Pentru că ca să scoți o conductă de FI800,
demolez un oraș întreg, ca să nu mai vorbim că în perioada aia, deci gândiți-vă că dacă s-ar schimba acum conducta aia care e în discuție în momentul de față pe avizare, am oprit alimentarea cu apă în tot orașul un an de zile. Adică e noaptea minții. Noi am venit cu soluție. Soluție pe care am prezentat-o verbal, e foarte adevărat. Am avut nenumărate întâlniri cu APASERV, primăria a avut nenumărate întâlniri, în care am fost asigurați că vom colabora, că totul e frumos, că totul e perfect, că nu ni se vor pune bețe în roate, că nu... În momentul de față, brief, deci pe scurt rezumat, în momentul de față, APASERV ne blochează toate cele trei proiecte. De ce toate cele trei? Păi de ce? Pentru că ele sunt legate unele de altele. Nu prin rețeaua de apă, cum am crezut, ci prin modul în care s-a aplicat pentru programul european, pentru proiectul european. Pentru că e un proiect care are trei componente. Și în momentul ăla ne putem trezi că pierdem toți banii, dăm faliment ca primărie, nici nu facem nimic, se oprește și asfaltarea, se oprește tot. Trebuie să fie nebun. Dacă eram pe vremea lui Ceaușescu, oamenii ăștia de la APASERV erau aliniați și împușcați toți. Bine, vreo 2-3 din primărie, dacă mă întrebați pe mine. Știu, v-am dat satisfacție. Nu mi-ați dat nicio satisfacție, că nu mă bucur pentru asta. Trebuie să fii nebun să te bucuri de prostia asta care afectează un întreg oraș. Dar, pentru că eu am întrebat... Dar de împușcat tot ar trebui împușcat. Dar în 2019 n-a văzut nimeni, în 2020 n-a văzut nimeni în ce condiții a fost eliberat. Adică toată lumea s-a bazat pe bunele intenții verbale ale reprezentanților de la APASERV. Dați-mi voie să vă spun, în 2020 mesagerul de neamț a scris exact despre acest aviz și a spus, domne, este un pericol pentru ceea ce înseamnă proiectele de mobilitate. Și atunci am spus că dacă se aplică mot-a-mot ce scrie aici, proiectele de mobilitate vor cădea. Bun, domnul Bălănescu. Dacă se aplică mot-a-mot. Noi avem povestea cu drobul de sare. Aici nu ne încadrăm la drobul de sare, aici ne încadrăm la realitate. Dar nu poți face nimic în țara asta dacă nu ai curaj să te duci înainte. Corect. Ceea ce facem și acum. Trebuie să te asumi, trebuie să ai curaj, nu trebuie să te sperii. Pentru că vă aduc aminte și dumneavoastră ați analizat acest profil de om din administrație. Am avut o perioadă atunci când DNA-ul făcea dosar după dosar în care oamenii, funcționarii publici din instituții nu mai semnau nimic. Nimic, nimeni nu își mai asuma nimic. Asta este o boală a unui sistem administrativ. Nu trebuie să ajungem la așa ceva. Și o să spuneți, bun, ăia care sunt profesioniști, ăia care sunt responsabili, nu se sperie. Ba, se speriau, domnul Bălănescu. Pentru că și oamenii vinovați au ajuns la pușcărie doar că și-au asumat niște lucruri pentru comunitate. Același lucru se întâmplă și acum. Primarul este amenințat, o să-ți facem plângeri penale, o să... Nu, deci deja au ajuns la asta. Și asupra, presiune pe primar, presiune pe domnul Moscalu, presiune pe oameni din primărie. Oamenii au început să sperie, nu mă refer la primar sau la domnul Moscalu, care și asumă asta e, pentru că eu am o vorbă. Bă, dacă nu ne place și nu ne asumăm, mergem acasă, lăsăm pe alții. Ori ne asumăm, ori mergem acasă. Pentru că în momentul de față, pentru orașul Piatra Neamț, de care nu mai poate Consiliul Județean. Consiliul Județean face porți de intrare în oraș de 500.000 de euro bucata și nu are acele 5 milioane pe care Consiliul Județean, în calitate de proprietar al rețelii, ar trebui să-i dea. Primăria a mers în întâmpinare la Consiliul Județean, la APASERV. Dom'le, venim și noi cu cât avem. N-avem mult, avem 3 sechini. Venim cu ei tot ce avem, facem economie și băgăm în rețelele de apă. Bineînțeles că ne-au privit superior, bineînțeles că au făcut această strategie pentru că eu o văd ca pe un scenariu bine pregătit. Eu auzisem de mult că se dorește blocarea proiectelor și nu din motive că deranjăm orașul sau se desfințează parcări. Alea sunt deja speculații. Speculații, da, se desfințează parcări. Asta înseamnă modernizarea unui oraș. Când modernizezi și când vrei să schimbi ceva într-adevăr vizibil într-un oraș și eficient pentru cetățeni, pentru comunitate, sunt și sacrificii. Ca în orice război, sunt victime colaterale. Vom găsi soluții pentru acele parcări. Dar, repede, și voi fi înjurat, și am mai fost înjurat,
eu, primărie, deci eu când spun eu, vorbesc despre primărie, nu eu, Liviu Harbuț, eu, primărie, am obligația să asigur un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă. Nu am obligația să asigur trei locuri. A, am în exces, am un excedent, ok, îți dau două locuri, trei locuri. Dacă îmi vii cu trei mașini și țip la mine, eu am trăit asta la camera 20 în primărie, și el cere trei locuri de parcare, că el a avut trei locuri de parcare, domnule, ai avut înainte, când era excedent, că nu erau atâtea mașini, acum nu ai dreptul pe unitate locativă la un loc de parcare. Ca să nu vă mai spun câte șmecherii să fac, câte acte sunt falsificate, ia pe vecin, ia pe bunica, ia pe ca să-și ia trei locuri de parcare. Ca să nu vă mai spun ce probleme sunt cu locuințele, unde la fel, locuințe sociale, a luat locuință socială, între timp a obținut proprietate, am văzut ieri și mi-au spus oamenii în Băleni. Și ei închiriază locuința socială, adică statul vine și sprijină și cheltuiește, iar cineva face profit din prostia statului, din bunătatea statului. Bun, dar stați un pic aici, ajungem în altă parte. Cine știe ce e, care e situația locuințelor sociale? Eu? Păi nu, noi știm în măsura în care poți ști, domnul Bălănescu, nu pot, e atât de complicat, iar cu locuințele sociale, norma sociale, și cu la ANL-uri, acolo și mecherea. Acolo să fac bani, nu glumă. Dar ce este atât haideți de complicat? Eu am întrebat, e foarte complicat. Eu haideți am, să vă am spun. Chemat poliția locală, am chemat locativul și am zis, domnule, hai să facem razii. N-ai voie să intri la el în casă. Dacă el nu-ți răspunde, nu-ți răspunde. Îl notifici. Sistemul de notificare, procedura durează aproape 3 luni de zile. După 3 luni de zile, ce poți să faci? Să te duci în instanță. Deci toate se termină în instanță. Sunt peste 300 de procese. 300 de procese. Și stai, ca să nu mai spun, uitați-vă ce s-a întâmplat la celebrul bloc D3. Și, repet, unde a fost până la urmă speculație jurnalistică, pentru că au fost două zile în care a predat locativul la primărie și nu s-au putut plăti. Ei, ce să vezi, fix atunci au vrut să plătească cei de la D3. Acolo e o situație, n-aș putea spune că e nespecifică, că e chiar specifică. Sunt oameni cinstiți care plătesc și care doresc, pe bună dreptate, să aibă drepturi, pentru că sunt la zi cu plății. Dar sunt foarte mulți care nu plătesc, pentru că dacă vă prezint datoriile la blocul de 3, o să vedeți ce datorii au istorice, nu că le plătim azi și am terminat. Lucrurile astea nu fac decât să destabilizeze un sistem. Pentru că prin instanță îți trebuie ani de zile ca să rezolvi o astfel de problemă. Sunt dosare, în instanță, se respectă proceduri, dar nu mă încălzește cu nimic, am 30 de apartamente blocate. Că am oameni care și-au plătit, am bătrâni care stau la etajul 4 și nu mai au apă, pentru că apa servul, la fel pe care eu, știți cum le spun celor de apa serv, teroriștii județului Neamț, apa servul, deși ne-a promis, în cazul în care e o problemă de închidere a rețelei de apă, vă notificăm pe noi și notificăm pe voi și notificăm și locatarii, noi tocmai încercând să prevenim astfel de situații. Bun, nu s-a întâmplat asta. S-au dus și au închis. Sau am o situație foarte ciudată în care, de fapt, nu e o situație foarte ciudată, este refuzul APA SERB de a contoriza individual. Oamenii vor contorizare individuală. Pentru există că... și decizii în sensul ăsta. Păi și nu vor. Deci pur și simplu nu vor. Vă întrerup un minut. Da. În mesagerul de azi. Un exemplu, apropo de APA SERB. Pagina 4. Războiul apei, varianta colonia să vină sau ce se întâmplă când nimeni nu verifică conducerea unei asociații. S-au dus APA Servul și au tăiat apa la vile. Sunt niște vile, însă vine celebrele vile din colonie. În vilele locuiesc familii, normal. Unii au plătit, alții n-au plătit. S-au dus și le-au tăiat apa Otova. Păi asta spun. În momentul în care cei care au plătit s-au organizat și au văzut care-i treaba în scandalul ăsta, ce au descoperit, domnul Harbuț? Conducerea asociației de acolo era formată din două persoane.
Vasiliu, soț-soție. Legea nu permite să fii soț-soție, dar mă rog, trecem peste. Iar domnul Vasiliu, cel care conducea asociația și care n-a plătit nici el... Lucrează la Apa Serv. Lucrează la Apa Serv. Da, și el n-a plătit, dar în schimb și-a pus contor separat și primea factura separat. Cum de... și-a pus contor? Și-a pus un contor în casă, dar e de meserie. Păi o fi de meserie, dar n-are voie. Și acum, profitând de lucrul ăsta, noua conducere a asociației a cerut. Deci, dom'le, Apa Serv ne dați apă, vă plătim, da. Ia decuplații pe aia care n-au plătit, faceți lucrări. Și s-a reușit cumva să rezolve problema asta, dar numai sub amenințarea locatarilor de acolo, că facem scandal. Unul din directorii, unul din inginerii de la Apa Serv a scăpat bine după o... Deci, eu consider că Apa Serv terorizează județul. Eu consider că Apa Sârbu a adus cele mai mari de servicii orașului, municipiul de județ Piatra Neamț. Eu personal m-aș duce cu toți cetățenii nemulțumiți în fața Apa Sârbu și l-aș sparge geamurile. Deci am ajuns la disperare cu oamenii. Vă rog frumos. Să nu-i incităm. Vă rog frumos. Nu le spargem geamurile, le spargem altceva. Deci am ajuns la disperare. Oamenii au ajuns la disperare. În fiecare zi se oprește o apă. În fiecare zi se peticește o țeavă. Nu vor... Ce-au făcut în ultimii 20 de ani? Nimic. Ei nu sunt în stare să facă nimic și atunci se joacă politic. Se joacă politic pentru că au protecție politică, pentru că au un director numit politic, pentru că au un director ineficient, deși în Apa Sârb sunt o groază de oameni și oamenii aia vorbesc, care chiar ar vrea să facă lucruri și care nu sunt controlați politic. Dar nu pot, pentru că sunt controlați administrativ de acești manageri numiți politici care sunt niște păpuși pe sfori. Asta sunt ei. Bun. Haideți să ne întoarcem la situația din oraș, apropo de avizul. Bun, ne întoarcem la situația din oraș. Așa cum v-am spus, primăria a propus o colaborare, deși eu refuz să cred că va fi posibilă, cu Apa Sârb, prin care, așa cum scrie și aici, proiectul relocării conductei de apă potabilă va fi avizat de Apa Sârb. Deci, mai simplu spus, avem conducta cea mare magistrală care este sub carosabil. Noi venim și turnăm covorul asfaltic și venim în paralel cu turnarea covorului asfaltic și cu refacerea străzii, venim cu instalația de apă în paralel. Deci o relocăm. Relocarea care presupune că nu oprește alimentarea cu apă pentru că magistrala va funcționa în continuare. Vor apărea, e posibil, pentru că există un grad de risc calculat pe durata de viață a conductelor care este depășită, bla bla bla, să mai fie avarii. Te duci și intervii punctual pe acele avarii. Desigur, se stabilește cine sapă, cine repară, cine readuce la starea inițială. Și slavă Domnului, cei de la ADR, adică specialiștii, ne-au spus în caz de audit pe proiect că nu va fi o problemă dacă se va readuce la starea inițială. Dar esențial este să stabilim cine face aceste lucruri. În momentul ăla, gândiți-vă că vom avea și sistemul de carosabil, și sistemul de management al traficului pe Smart City. Vom avea și alimentarea cu apă în paralel nouă-nouță. Acum întreb și eu, că chiar nu mă pricep, pe unde va fi alimentarea asta cu apă? Pe lângă drum. Deci cu ea poți să mergi și printre blocuri, așa. Adică poți să mergi pe oriunde. Nimeni nu-ți spune... Bun, acum nu vă gândiți că te duci cu o conductă de 800 printre blocuri. Ea trebuie să fie paralelă cu drumul. Ia, există soluția, deci înainte de a se întâmpla aceste lucruri, câțiva specialiști au stat și au analizat acest lucru, pentru că noi ne-am luat angajamentul încă de la început ca să integrăm totul și să facem și alimentarea cu apă. Acest lucru va trebui să se întâmple inclusiv pe Eminescu. În centrul orașului, adică nu numai acolo, pentru că noi vorbim acum despre trei coridoare, dar aceste trei coridoare trebuie integrate cu străzile, cu celelalte bulevarde. Deci clar. Dacă noi reușim să ducem la capăt acest proiect cu cele trei coridoare, ulterior banii vin pe cale naturală de la Uniunea Europeană pentru a integra sistemul de Smart City. Aici deci ne-am lămurit.
Așteptăm să vedem ce răspuns dă APASERV-ul. Bun, mai cum este lucrarea mai merge înainte. Instituție, Inspectoratul de stat în construcții. ISCE-ul care, părerea mea în momentul de față, este sub o presiune emoțională și încă nu știu ce să decide. Cert este că vor răspunde. Toți. Pentru că, până la urmă, ce se va întâmpla? Ok, se blochează proiectul, dă faliment orașul, dă faliment primăria, dar de data asta trebuie mers în instanță și trebuie ca cineva să fie responsabil, să meargă la pușcărie dacă a greșit. Pentru că nu-ți bați joc, falimentezi un oraș întreg, pentru că așa ai tu comandă politică. Nu așa se fac lucrurile. Noi nu abordăm sub nicio formă politic această problemă. Este problema orașului, Consiliul Județean trebuie să lase la o parte politica și să vină în acest dialog pentru a găsi soluții împreună. E o problemă care nu se poate rezolva pentru că, repet, din păcate, alimentarea cu apă nu este la primărie, ceea ce e aberant, ca și transportul, cum spuneam, nici sănătatea, adică noi nu avem niciun cuvânt de spus în domeniul sănătății, în domeniul alimentării cu apă și în domeniul transportului. Într-un oraș în care sunt trei elemente esențiale. Păi, cum să putem administra un oraș când ni se scoală unuia de la APASERV să spună, păi eu n-am spus așa ceva. E foarte adevărat, au fost și greșelile primăriei, pentru că aceste întâlniri au fost bazate pe încredere și pe colaborare interinstituțională. Am crezut că asta facem, dar de fapt pe gură au spus una și în fapt au făcut altceva. Acum, pe celelalte două coridoare a existat o înțelegere, nu? A existat înțelegere, pe unul lucrează, adică pe unul finanțează primăria schimbarea conductei de apă, pe unul da. O face APASERV-ul. Da. Acolo, care e situația în momentul ăsta? Pe culoarul... Acolo e ok. Acolo pe e culoare okay. Primăriei, cred că trebuie să apropie procedura de finalizare, nu? Da. Cam așa. Dincolo au început să lucreze? Da. Deci acolo, deci lucrurile sunt ok. Mai este o măgărie care s-a întâmplat în această perioadă, aceea în care ne-au lăsat să începem lucrările și apoi au venit cu această adresă. Adică ne-au lăsat să începem. E o mare diferență de abordare. Acolo din perspectivă... clar că de la început trebuiau să urmărească lucrările și trebuiau să anunțe la început. Absolut. Dacă era ceva. Nu, ne-au lăsat să începem lucrările care au fost începute pe, scrie aici, aviz favorabil, în baza unui aviz favorabil. Ulterior au venit și ne-au spus, ne pare rău, avizul nu e favorabil, e condiționat. Din perspectiva auditului european, acest lucru nu e ok. Deci noi nu mai putem reveni la starea inițială. Adică ori merge în continuare și lucrurile se desfășoară corect, ori dacă tu ai început și ai cheltuit bani, ai o mare problemă. Adică noi suntem în poziția de a pierde banii, repet, banii pe proiect, milioane de euro. Banii pentru... Nu, penalități pentru banii europeni folosiți într-un mod, după cum se vede, defectos. Și nu mai vorbesc de ce înseamnă... asta cofinanțarea, care știți bine că aici și aici avem probleme cu finanțarea de la 2% pe scumpirile imense 4... care țin de piața. Nu numai pe scumpiri, prima dată n-a fost la 39%. Prima dată n-a fost pe scumpiri, prima dată a fost pe greșeli, după aceea pe scumpiri. Nu, au fost pe scumpiri. Nu, nu, scumpirile în ultima perioadă. Păi, restul în ultima perioadă vorbesc de ultimul an. Nu, și ultimul an, da. Inițial au crescut partea de cheltuieli nefinanțate. Bun. S-au făcut corecții, s-au făcut corecții tehnice, pentru că și acolo, ați văzut, oamenii au sesizat pe bună dreptate. Dom'le, a apărut o stație de autobuz într-o curbă unde n-are ce căuta. A apărut un stâlp, de exemplu, e acum în discuția, un stâlp care e, știți, la Biserica Precista Nouă, e un stâlp unde este gătuit trotuarul, acolo se va interzice accesul, se va închide zona pentru că n-ai cum trece pe acolo și devine periculoasă. Unii au venit să spună, dă-mi gărduțul jos, să coboare cu căruciorul, mamele, Doamne ferește, cobor pe carosabil cu căruciorul, pună în pericol viața oamenilor. Va fi o zonă închisă, se creează alternativa prin spate, deci o să meargă oamenii cu 3 metri mai mult. Nu cred că asta este o problemă. Dar cei care nu urmăresc trebuie să înțeleagă. Atunci când îți vine un proiect european, nu ai voie să te abați un centimetru de la el. Dacă așa l-a făcut proiectantul, așa trebuie să-l execuți. Bine, nu... poți să ceri, să-l modifici. Păi poți să ceri, dar, repet,
Toate aceste proceduri durează 6 luni de zile minim. S-a și cerut, pentru că, de exemplu, stația aia care e în curbă și mai e una, cred că la 14 scări, dacă da, care și este pusă undeva. Care e pusă bine, adică zici că e centru turistic de informare turistică. Bun. Cu același trafic. Cu același trafic, da. Ce înseamnă... Că, haideți să ajungem și la stâlpi. Cineva a numărat, cred că din presă, nu știu, 15 stâlpi la piață. Chiar aici, în intersecție la trecerea de pietoni. Acolo. Trebuie să vă spun. Noi n-am ajuns să numărăm pe 15. Noi încă nu... Bun. Fiecare numără ce are. Exact. Mă gândeam la domnul Năstase. Deci, Adrian, nu altul. Bineînțeles. Dar el nu și-a numărat singur, a cerut altul să-i numere. Da. De ce avem atâția stâlpi? În primul rând, niciodată nu este dezafectată rețeaua veche înainte de a porni rețeaua nouă, pentru că e noaptea minții altfel. Într-un proiect european îți este interzis. Eu am un exemplu, nu vreau să-l fac public numele și cine e, dar întâmplător chiar în Piatra Neamț, un abator de 5 milioane, pentru că a avut două șuruburi la un utilaj, deci, repet, un abator în care s-au investit 5 milioane bani europeni, au fost două șuruburi pe un utilaj care erau second hand. Sau au fost considerate second hand. A trebuit să dea toți banii înapoi, s-a judecat ani de zile. Ani de zile. Deci a fost un coșmar. Omul ăla mai avea puțin și murea. Da? Și nu e singurul caz. Eu știu din experiența mea de la Ministerul Agriculturii, pentru o mașină de spălat, într-o unitate de procesare a cărnii, a dat toți banii înapoi pentru că mașina avea o curea de transmisie, o curea second hand. Omul n-a știut, dar așa a cumpărat-o. Așa se lucrează pe banii europeni. Nu ai voie, ești limitat să faci exact ce scrie în proiect. Chiar dacă trebuie să pui pe Teatru Tineretului o stație de autobuz, așa trebuie să o faci. Da, ulterior modifici. Dar în prima fază trebuie să faci cum îți spun ei. Ar fi bine să punem o stație de autobuz pe Teatru Tineretul, că am putea juca și un Eugen Ionescu sus pe stația respectivă. Da, adevărul că ar fi, la noi nu e teatru cool. Absurd. La noi nu e teatru absurd, este doar absurd. Nu, este absurdul teatrului. Sau absurdul teatrului, da, vă mulțumesc. Aceste lucruri trebuie să le știe lumea. Procedurile, faptul că vă gândiți ce ar însemna un proces acum, ar fi o nenorocire dacă ajungem la un proces, cei care generează acest lucru, Consiliul Județean, APASERV, e clar că își doresc să distrugă orașul. Tot ce fac, fac împotriva cetățenilor. Își doresc să facă din orașul ăsta o zonă în care se poate după aceea lucra dânsi. Păi ei ne lucrează și acum. Asta nu știu dacă vă lucrează sau ne lucrează. Nu, ne lucrează pe noi. De fapt, lucrează cetățenii. Care e problema? Ce o să întâmple? O să ia un procent mai mic PNL-ul, deși mă îndoiesc, în condițiile în care... E noaptea minții. Eu vă spun avem că lumea conducători cu dosare penale. Conducători cu dosare penale. Conducători care la vedere au făcut... în primă instanță. Nu, au făcut niște greșeli majore și mă refer la investiții, mă refer la spitalul la Lescani. Eu repet, de ani de zile spun, ok, n-avem bani să facem un spital. Sper să facem un spital. Eu încă mai am speranța că vom face un spital. Deși șansele sunt foarte mici. Dom'le, dar până facem un spital, haideți să ne raportăm la patologia existentă în județul Neamț. Ce avem 60%? Boli cardiovasculare. Ce avem 35%? Diabetul. Nu avem un centru de diabetologie, nu avem o secție de chirurgie de cardiologie intervențională care este obligatorie, pentru că mortalitățile pe infarct sunt crescute din cauza unei proaste administrări, din cauza deciziilor pe care le-a luat Consiliul Județean, care a făcut spitalul, de fapt, un instrument politic și, desigur, foarte rentabil pentru anumite companii care au dotat acest spital. În rest, vreau să văd și eu o strategie pe aceste patologii.
E de bun simț la deci, ce te uiți. Deci vezi, așteaptă strategia adică de la primărie. Tu vii și dotezi cu aparatură foarte scumpă pentru patologii la care ai o incidență de 1% și la aia la care ai 60%. Tu nu... Deci strategia legată de spital așteaptă tot de la dumneavoastră, la primărie, să nu vă supărați pe mine. Așteaptă o strategie de extindere a cimitirelor. Sunt... sinistru, când spun asta. Cinic și sinistru, dar să știți... Dar asta e realitatea. Asta e realitatea. Absolut. Dacă veți avea o strategie de extindere a cimitirilor... Extinderea cimitirilor este un avantaj pentru anumite persoane, nu pentru primărie. Pentru că și acolo avem o administrare privată și acolo avem niște moșteniri extraordinare. Pentru că lumea zice, dumneavoastră, dar nu mai plângeți de moșteniri. În momentul de față, parkingul pe care noi nu am avut nimic împotriva administrării parcărilor din Piatra Neamț de către parking. Am fost obligat să luăm la primărie pentru că a expirat contractul și pentru că eram în ilegalitate dacă le atribuiam direct. Deci, una din situații. A doua, locativul. Cine a vrut, cine a fost nebun să aducă locativul în primărie, să-l dăm la locuințele sociale, la DAS, astea, ANL-urile în primărie? Nimeni. Pentru că, cum să vă zic, dincolo de faptul că e de bun simț ca toate astea să fie integrate. Noi am parcări, am fie societate, fie direcția primăriei, dar în afara primăriei, așa cum este, de exemplu, DAS-ul sau poliția locală, dar în afara primăriei, nu în primărie. N-are ce căuta în primărie. Asta, patrimoniul locativ, am locativ, locuințele, la fel. Ele trebuie să fie integrate în aceeași unitate administrativă. Fie ea societate comercială, fie o direcție în afara primăriei. Astea sunt recomandările Curții de Conturi. Dacă citiți rapoartele Curților de Conturi, da, ne spun așa. Nu e în regulă contractul între primărie și locativ. Vorbesc de ani de zile. Nu e în regulă contractul cu parkingul pentru că a expirat și pentru că are, știți, povestea. Da, da. Nu s-a putut face prin atribuire directă, prin gestiune din asta, delegare de gestiune, pentru că erau acolo niște asociați privați, acționaria privat. Lucrurile astea nu știu câți le știu. Eu vă întreb acum ceva. Ce oprește primăria să publice, măcar pe site, controlele Curții de Conturi? Alea păi nu oprește nimeni. De asta a terminat controlul Curții de Conturi. De săptămâna trecută. Bine, nu, când se termină, ai perioadă, nu poți, până nu se încheie cu domnul totul. Domnul Bălănescu, eu n-am nicio problemă să mă aresteze, că voi spune public ce conține raportul Curții de Conturi. Curtea de Conturi ne-a recomandat clar... Ori vă organizați societatea comercială așa cum a fost locativul, ori vă faceți o direcție în afară. Altfel, o să aveți mari probleme. Bun. Deci eu asta întreb. Eu tind să cred și să țin cont de ce spune Curtea de Conturi. Pentru că Curtea de Conturi, în momentul în care îți face o recomandare, ia la următorul control, devine aproape obligatorii. Asta controlează. Aia controlează. Bine, și acum mai avem o problemă. Vă rog. Au fost Curtea de Conturi, a controlat în primărie, a făcut recomandări în 2012, care nu au fost finalizate în 2020. Nu, eu vă spun, Curtea de Conturi, de exemplu, fiecare raport al Curții de Conturi din anul 2012, cum spunem și dumneavoastră, încheie așa. Municipiul Piatra Neamț nu a realizat inventarul patrimoniului orașului. Vedeți? Așa se încheie toate rapoartele Curții de Conturi, pentru că le-am citit pe toate. Vedeți? În același timp, eu, în loc să folosesc Direcția Patrimoniu ca să fac inventariere patrimoniu, ceea ce Curtea de Conturi spune că nu s-a făcut de 100 de ani, eu mă duc și îi dau parcările, îi dau locuințele, mai aveam puțin și dădeam și piețele. Adică... Nu era o problemă. Păi da, dar vedeți, lucrurile astea s-au întâmplat sub presiune. Noi n-am avut ce face. Ce puteam să facem? Să lăsăm neadministrate parcările? Iar toate astea, repet, asta înseamnă perioade de timp și proceduri. Pentru că vă dau un exemplu acum. Parcometrele. Am terminat contractul cu parcometrele vechi. Trebuiau să vină parcometrele noi. A fost licitație. S-au desfășurat toate procedurile.
S-a câștigat licitația, dar nu s-a judecat, pentru că mai sunt necesare niște clarificări. Dar dacă cel care a ieșit pe locul 2 va contesta locul 1, mai stăm 3 luni și stăm fără parcometre. Și dacă ăla se duce în instanță, poate stăm 3 ani. Pentru că asta e legislația. În România, o primărie nu se poate mișca decât într-un cadru legislativ prestabilit și obligatoriu. Ne oprim aici, că am depășit timpul cu câteva minute bune. N-am respectat procedura. N-am respectat procedura, ci din cine contestă. Bine, cine contestă nu e o problemă. Așa. Ne oprim aici, continuăm săptămâna viitoare, că am și eu câteva lucruri de spus apropo de Curtea de Conturi, de recomandările ei și de modul în care au fost fentate lucrurile astea de multe ori. Și apropo de locuințele sociale, apropo de faptul că la predare locuințele sociale, potrivit proceselor verbale, care sunt acum publice, erau distruse și eu mă întreb totuși... Nu distruse. 99, astea, ele vor fi demolate. Cine răspunde? Plăti. Nimeni. Atunci nu mai este corect? Nimeni, și să vă deci nu mai de este ce? Corect? Sunt dosare în instanță. Nu mă interesează. Păi nu, dar obligația... Domnul Harbun, haideți că mai stau 5 minute. Să vă spun ceva. Nu, da. Am avut locuințe în Speranța. Ok. Le-au distrus. Okay. Le-am dat case în Muncii. Ok. Le-au distrus. Nu vă spun ce sume fabuloase s-au cheltuit și într-o parte și în alta. Ok. Le-am dat casele în Văleni. Okay. Le-au distrus. Ok. Păi nu vă supărați. Eu știu așa, că vine vânătorul la urs, așa. Și ursul îi spune, ce faci, așa sau așa? Vânătorul, așa. A doua oară, vânătorul la urs, ce faci? A treia oară spune, bă, se pare că îți place. Da, bun. Adică... Să-mi spuneți când pot să vă răspund. Deci, puteți să-mi răspundeți oricând. Eu gândesc că sunt avocatul diavolului, pentru că gândesc la fel ca dumneavoastră. Dar... Am să vă spun pentru că m-am dus și am prezentat situația exact ca dumneavoastră. Bă, sunteți nebuni, chiar nu facem nimic. Și mi s-au pus la dispoziție toate măsurile și toate notificările făcute. Sunt sute de dosare în instanță care nu rezolvă problema pe fond. Pentru că degeaba ăla face ce vrea, ca să nu vă mai spun că asistații sociale au doar drepturi. N-au și obligații. Ei nu trebuie să-și plătească, se pare, niciodată utilitățile. Ei nu trebuie să-și repare în casă. Păi știți ce făceau? Dacă le cădeau un bec, sunau la locativ să vină să le schimbe becul. Timp în care au distrus aceste case și știți ce nu o să plătească pagubele? Tot primăria, adică noi, toți contribuabilii la primărie. Eu nu există altă soluție. Accept. Și mai e ceva. Dacă îi găsești și distrug și nu-și plătesc utilitățile, ce faci? Îi scoți în stradă? Ce fac cu ei din stradă? Pentru că e un fenomen social. Dați-mi o soluție, îi scot pe toți în stradă, care nu plătesc, care au datorii de zeci de mii de euro unii, care toată viața lor nu vor face zeci de mii de euro. Oameni care au capacitate de muncă, sunt asistați social și nu răspund nici măcar la solicitările primăriei. De ce sunt asistați social dacă au capacitate de muncă? Pentru că suntem o țară de asistat social. Deci, de pentru ce? Pentru că niște politicieni au încurajat o masă de manevră electorală, asistații sociali, care au votat eu vă întotdeauna. Spun, eu și ca mine sunt mii măsuri de oameni... populiste. Nu, sunt mii de oameni care s-au săturat în Piatra Neamț. Corect. Să financeze hoți, leneși și puturoși. Foarte adevărat. Și m-am săturat. Și dacă primăria va face din nou locuințe sociale și le dă la aceiași hoți, leneși și puturoși, eu vin în fața primăriei și fac scandal. Haideți să eu vin în fața primăriei. Pentru că asta se va întâmpla. Și pentru că asta începem de azi. Legea. Asta te obligă legea. Legea te obligă să-i legea. Dai o dată, îi dai a doua oară. Dar știți pe cât timp se semnează un contract? Aveți detalii? Domnul, pe 5 domnul, ani. Domnul ești obligat prin lege să semneze pe 5 ani, după care anual. Domnul Harbuz, haideți să vă spun ceva. Acum 2 ani de zile mesagerul a scris... Acum 2 ani de zile mesagerul a scris despre niște idioți de la Roman care au condamnat pe unul care a încercat să fure o pungă de cafea de 16 lei, i-au dat, prima a primit o amendă, nici n-a furat, n-a plecat cu ea. Asta s-a aberat, și i-au dat 100 și ceva de zile de închisoare.
pentru chestia asta. A scris mesagerul, s-a revenit, s-a făcut recurs și omul n-a mai plătit. Păi ăla pentru o pungă de cafea de 16 lei făcea închisoare și nesimțiții ăștia care au distrus 3 rânduri de locuințe mai primesc pe a patra oară? Păi de ce nu-i duceți? Unde să-i duce? Domnul Harbuz, eu nu cred că nu există soluții. Nu există. Eu nu cred că... Dezbatem cu cine vreți dumneavoastră. Aducem judecători, aducem oameni specializați în ce înseamnă legislația locuinței. Eu vă spun că am încercat și am zis, domnule, exact ca dumneavoastră am reacționat. Bă, nu se poate să-i lăsăm pe ăștia să distrugă, ei se întorc în țară și vin și cer din nou casă și eu le dau din nou casă. E noaptea minții. Nu, adică asta oameni normali care își plătesc datoriile și care nu au case, nu primesc case. Cine muncește nu primește nimic. Case. Golanii ăștia și, sunt de fapt niște lipitori. Pentru că ei profită de societate. Ei se duc, fac bani acolo pe care nu îi impozitează nimeni. Eu nu vorbesc numai de aia care fac bani. Nu, eu vorbesc de această categorie de asistat social. Nu răspund la chemările primăriei apropo de munca în folosul societății, pentru că ei sunt obligați. Dacă le pui o mătură în mână, zice, bă, dar eu să mătur, dar ce crezi că eu sunt prost? Vin să-și ia ajutorul social cu Mercedes-ul. Ce n-ai cum, pentru că legea, din păcate, legea protejează nemunca. Domnul Harbuz, să vă spun ceva. Suntem în zona asta unde... Da. În zona aceasta există, și mi-aduc aminte iarăși și mă enervez, cea mai mare populație de oameni care au probleme cu consumul de alcool. Deci dacă vii ziua aici, găsești cel puțin 5-6 oameni care au probleme, scad pe jos, fac scandal, etc. În aceeași zonă există un loc unde se vând de 20 de ani băuturi alcoolice la pahar și unde care toți acești oameni se duc și beau vin. N-am văzut odată pe cineva care să ducă acolo să spună, bă, cum vinzi tu aici lângă șosea, la un metru de șosea și ies toți bețivii aceia de acolo și cad din șosea, cum vinzi tu aici? Ce autorizație ai tu să vinzi alcool? În ce lege scrie că n-ai voie să vinzi alcool lângă șosea? Nu. Legea spune așa. Dacă vinzi alcool la pahar, da, ai o nevoie de o autorizație. Da. Și sunteți sigur? Dați-mi mie numele și astăzi mă duc acolo. Și n-are autorizație? Eu nu știu. Bun, haideți să aflăm. Nu-i treaba mea. Păi nu, dar dați-mi informația cum nu-i treaba dumneavoastră. Da, treaba dumneavoastră, dar nu informația trebuia să vină la dumneavoastră de la poliția locală, care a ridicat de 5 ori oameni de acolo din față, din stradă, și a dat pe trotuar, știți, bancul ăla. Unde a fost ochiul? Pe trotuar sau fără. Da. Și cum să vă spun, e o zonă aglomerată. Așa perpetuează situațiile. E alcoolism, pentru că eu vă spun, și ieri în Vălen era o categorie de oameni care erau beți criță, care au venit violenți, verbal, nu violență fizică, înjurând a priori, fără să știi despre ce se vorbește. Ce a venit ăsta primarul să ne spună prostii, să ne mintă, dar ei erau îmbibați cu alcool. Nu poți face nimic. Astea deja sunt lucruri sistemice, lucruri de educație, lucruri de informare. Haideți să nu că facem filozofie administrativă. Discutăm joia viitoare. Avem atâta de discutat. Discutăm. Dacă vreți, de-abia acum am început emisiunea. Simulăm emisiuni dacă vreți. Simulăm în emisiuni pentru alții. În afara programului, ca să ne încălzim între noi, să ne vărsăm amarul, pentru că astea sunt realitățile. Și nu putem nega realitatea. Asta este legea. E apărat de lege. Și nu uitați că județul Neamț este al doilea județ de la... Bine, fruntea, de data asta pe locul 2, la număr de asistat social. Și asta devine o problemă pentru județul Neamț. Știți care e instituția cu cei mai mulți angajați în județul Neamț? DGASPC-ul. Știți care e a doua? DAS-ul. Știți care e a treia? Spitalul. Despre asta vorbim.
de lucruri sistemice. Dar noi mergem și analizăm de multe ori și chiar în emisiunea dumneavoastră că e unul care vinde un pahar de alcool nu știu unde și cade aia în cap. E un fenomen care se va întâmpla, că dacă nu va vinde ăla, vor sta ei sub tarabe și vor pune țuică în pahare și vor bea, că nu îi oprește nimeni. Aici poate vorbim și cum se produce alcoolul în România și cum este accizat alcoolul în România și ce se întâmplă cu piața agroalimentară în România. Adică mai vin să trăiți. Mă aștept cu plăcere. Mulțumesc. Nu mai vine, oameni buni, ne oprim aici. Scuze că v-am dus peste timpul regulamentar, dar ne permitem din când în când. Dar ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit. Să ne vedem cu bine. Nu uitați, sunteți pe cont propriu.